Caravana cu medici s-a aflat ieri la Pătrăuți. O echipă multidisciplinară formată din medici, specialiști și rezidenți a transformat sălile de clasă ale școlii gimnaziale din localitate în cabinete medicale pediatrice. Copiii comunității proveniți din familii defavorizate au beneficiat de o evaluare a stării de sănătate prin consult clinic și examinări de specialitate. Proiectul se desfășoară prin sectorul de asistență socială și medicală al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Asociația Caravana cu Medici și Asociația Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Pentru 24 de ore, sălile de clasă ale școlii din localitatea Pătrăuți se transformă în cabinete medicale pediatrice cu scopul de a aduce educația medicală în rândul tinerilor și copiilor, de a realiza o evaluare medicală completă din punct de vedere pediatric, dar și pentru a face un screening medical atât din punct de vedere stomatologic, cât și din punct de vedere al medicinii generale. Astfel, medici pediatri, medici de imagistică medicală și alături de medici de laborator realizăm screening medical general, analize medicale, screening stomatologic, recoltări medicale pentru probe biologice, pentru a realiza educația în rândul tinerilor, pentru a-i face mai apropiați de medic, pentru că medicul, alături de preot, alături de învățător, realizează formarea și dezvoltarea comunității și formarea tinerilor și oamenilor de mâine. Proiectul Caravana cu Medici s-a aflat pentru a 5-a oară în satele din Bucovina. Pentru noi este o reală bucurie să ne întoarcem în Bucovina cu această caravană pediatrică. Suntem un grup de tineri entuziaști, fie că suntem studenți sau medici rezidenți, medici specialiști și asistenți medicali. Reușim aproape în fiecare lună să facem câte o caravană pediatrică, fie că vorbim de zona Moldovei sau a Bucovinei, și de fiecare dată ne bucură să vedem entuziasmul nostru al tinerilor, al membrilor din echipă pentru organizarea acestor caravane, și ceea ce ne determină și ne bucură foarte mult este bucuria copiilor, bucuria părinților și a comunității, pentru că unul din obiectivele noastre principale este să mergem în mijlocul acestor comunități mici și să redăm o urmă de speranță, de bucurie, și tocmai sentimentul acesta că cineva a venit și a cercetat, asta cred că îi bucură atât pe ei cât și pe noi. Revenim cu drag de fiecare dată aici în regiune, avem o colaborare extraordinară cu dumnealor, ceea ce ne ajută și pe noi, ne facilitează organizarea acțiunilor. Avem în jur de 30 de cadre medicale, între care 25 venite de la Iași, medici rezidenți, studenți, specialiști. Cu sprijinul autorităților locale, al parohiei Sfânta Cuvioasă Parascheva și al cadrelor didactice, aproximativ 120 de copii au fost evaluați de medicii voluntari. Ne bucurăm și ne simțim onorați să avem astăzi alături de noi Caravana cu Medici, filiala Iași. Știm cu toții că sănătatea este foarte importantă și acest lucru nu poate decât să ne facă să ne simțim onorați, că s-au gândit să vină și în comunitatea noastră, alături de copiii din medii defavorizate și alături de copiii care au nevoie de un control de rutină. Pentru mine este prima caravană, se vede probabil că am emoții și vreau să spun că este un sentiment foarte nostalgic și în același timp mă simt copleșită că este prima oară când mă întorc în satul în care am crescut, în calitate de viitor medic, și mă bucur că pot să-mi ajut comunitatea și că pot să fac un bine și, practic, ăsta este visul și cam cred că toată lumea își dorește ca la un moment dat, când ajungi să fii medic, să poți să te întorci la tine acasă și să poți să ajuți lumea de aici. Copiii au fost tratați foarte bine, chiar cu emoții. Fata cea mare chiar a fost foarte încântată de 10 ani, fetița de 6 ani mai puțin, că ea cu emoții, că e frică de injecții. Au fost foarte bine, chiar au fost cu succes examinările, doctorii s-au comportat foarte frumos cu ei. Caravana medicală este un proiect inițiat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu scopul de a evalua starea de sănătate a populației și de a facilita accesul la servicii medicale profesionale.